Moș Crăciun i-a răsplătit pe cei mai respectabili piteșteni. Prin intermediul primarului Tudor Pendiuc, moșul a premiat pentru fidelitate 48 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă și 4 perechi care conviețuiesc de 6 decenii. Venerabilele familii au primit pe lângă diplome de fidelitate câte 500 de lei, daruri simbolice și flori, toate din bani de la bugetul local. În legea administrației publice locale se spune: primarul poartă șarfă la evenimente deosebite. Și eu consider că un asemenea moment este cu adevărat deosebit, în primul rând pentru dumneavoastră, dar credeți-mă, din punct de vedere social, e pentru noi, pentru municipalitate, care arătăm celor tineri că se poate. Fiindcă noi acum, în această perioadă destul de complicată, din toate punctele de vedere, ne uităm la televizor ce se întâmplă, unde colindele se cântă de către domnișoare într-o altă ținută. Muzica noastră populară nu se cântă în mii. Nu se cântă, se cântă, știți bine, în costume, fuste, lungi, cu ei, nu decoltate și altfel. Dar asta e perioada de globalizare și acum cred că este de datoria noastră, a celor care acum diriguim Piteștiul, a celor care diriguiesc națiunea, să vină să arate și modele. Iar dumneavoastră sunteți modele, puteți fi modele pentru nepoții, pentru copiii, strănepoții dumneavoastră și de ce nu pentru societatea Reșeană. Un gest nemaipomenit și ne bucurăm că am ajuns la vârsta asta să luăm așa ceva. Câți ani de căsnicie aveți împreună? 50. Mulți înainte, doamnă. Care ar fi secretul reușitei căsniciei dumneavoastră? Se bazează pe înțelegere reciprocă și... Să ne spune și domnul, cum vedeți acest gest de a vă premia, mai ales acum în praf de sărbători? Un gest foarte frumos, să trăiască domnul primar, să ne mai dea și la 60, 70, 80, 75 mai sănătoși. Iar cu această mică sumă de bani primită, e ce bună. Veți face? E bună, e binevenită? Da, bună venită. Ce vă gândiți să faceți? Îi cumpărați ceva doamnei sau ceva util pentru amândoi? Nu, pentru nepoți. Municipalitatea a premiat pentru fidelitate din anul 2000 și până în prezent 1800 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Începând cu anul 2011, edilii piteșteni au recompensat și 25 de cupluri pentru 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.